Din prima pagina Opiniei Naționale descoperim mesajul academicianului Răzvan Teodorescu și al conducerii Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad cu ocazia celor 25 de ani de la înființarea Fundației România de Mâine și a Universității Spiru Haret. Din aceeași pagină mai aflăm că grădinița prietenii mei este cel mai tânăr membru intrat în Fundația România de Mâine și că studenții haretiști se află în sesiune până pe data de 14 februarie. În cea de-a treia pagină a Opiniei Naționale aflăm că în cadrul departamentului USH Pro Business a avut loc un nou eveniment dedicat internaționalizării și dezvoltării sustenabile a exportului, sub titlul generic Meet the Markets. Totodată, în urmă cu doar câteva zile, s-a desfășurat sesiunea practică pentru formarea rețelei naționale a ofițerilor dunăreni. Pagina a patra este dedicată învățământului preuniversitar, iar de aici aflăm că elevii se pot înscrie la concursul internațional de discursuri, AF Challenge, Crezi că nimic nu e imposibil. Prima etapă de selecție va avea loc în perioada 15-30 martie. Tot în cadrul acestei pagini este prezentat calendarul simulărilor examenelor naționale pentru anul școlar 2015-2016. Secțiunea Valorii Românești din pagina a 5-a ne propune să-l descoperim în această săptămână pe Ștefan Luchian. Acesta a lăsat moștenire numeroase tablouri de valoare, iar Academia Română i-a oferit post-mortem titlul de membru de onoare. Invitația în lumea artelor plastice ne lansează o provocare de excepție, mit pictat sau pictură mitică. Ian Albu este unul dintre cei mai interesanți pictori contemporani, iar lucrările sale au putut fi admirate până acum în cadrul mai multor expoziții individuale sau de grup. Din pagina a 8-a aflăm că Facultatea de Arhitectură a Universității Spiru Haret organizează expoziția Casă pasivă și alte concepte actuale de eficiență energetică a clădirilor. Toți cei interesați sunt așteptați la o masă rotundă pe data de 24 februarie la sediul Facultății de Arhitectură. În cel mai recent număr al Opiniei Naționale, Mioara Vergu Iordache prezintă o statistică cu adevărat îngrijorătoare pentru țara noastră. Unul din 8 copii români se culcă flămând. Pentru că ne aflăm în an electoral, rămâne de văzut dacă vreun ales al neamului va include această problemă în programul său.